Pe final de an se întâmplă chestii. Mobilissimo.ro și Orange o să vă dea 4 telefoane. Telefoanele sunt TCL Plex. Dacă n-ați auzit de TCL, e păcat, pentru că ei dețin dreptul de utilizare al brandului Alcatel și BlackBerry, deci nu sunt fite cine. După cum spuneam, 4 telefoane de acest tip pot fi ale voastre. Și nu e orice telefon, are 3 camere în spate, are 6 GB de RAM și Orange are o super ofertă pentru acest device. În ideea că vei plăti 0 euro pentru el. E vorba despre pachetul Orange Love, adică primești abonament de telefonie, servicii TV și internet prin fibră. Toate acestea cu Orange Love. Și în plus, de parcă nu era de ajuns că telefonul este la 0 euro, mai primești și un televizor, tot marca TCL, de 81 de cm. Hai să ne axăm pe unboxing și până la final de review o să vă spun și care e treaba cu concursul și o să avem și un link spre regulile concursului, în același timp spre articolul dedicat și un comentariu pinned care să vă explice totul. Dar hai să dăm drumul la unboxing. Vreau să vă subliniez iarăși numele telefonului TCL Plex. 3 camere în spate și o dungă aici care mi-amintește de Huawei Mate 10 Pro, parcă, cititor de amprente tot în spate. Și din câte văd, o cameră selfie ce pare decupată în ecran sau un breton lateral, ceva ce nu prea am mai văzut până acum. Ok, am primit în cutie și un citat inspirațional, dar pornim unboxing-ul și vă spun mai multe imediat. Iată-ne deci la mobilissimo.ro cu telefonul TCL Plex sau TCL Plex. Brandul TCL a preluat BlackBerry și Alcatel. Și după cum spuneam, spatele său mi-amintește de un Huawei Mate 10 Pro. Asta este varianta Obsidian Black. Știu că mai este și una albă cu o nuanță Opal White. Este un telefon fabricat din materiale premium, aș spune, și un decupaj interesant al camerei chiar aici. V-am zis ceva de un mesaj. Fiecare terminal TCL e creat cu măreția în minte. O dedicație și aici un QR code care probabil vă duce spre site-ul oficial. Hai să vedem ce primim în cutie. Vă reamintesc, telefonul acesta o să dați 0 euro pe el dacă achiziționați un pachet Orange Love. Este un pachet care include 3 servicii, telefonie mobilă, internet prin fibră și servicii TV. Și primiți și un televizor cadou bonus. În cutie găsim cheița metalică ce oferă acces la sloturi. Apoi avem evident manualul, toate instrucțiunile aici și o husă transparentă cu decupajele aferente și destul de solidă la prima atingere. TCL este o companie mare, numai pentru faptul că v-am zis că produce și televizoare, și telefoane și se ocupă de Alcatel și de BlackBerry, e mare lucru. În aceeași cutie mai găsim un cablu de la USB-C la USB-A, dar și ceva ce în ziua de azi nu prea mai primim, o pereche de căști și unele care arată destul de fancy, aș putea spune, destul de elegant și cu o grămadă de dopuri de rezervă. De apreciat oară treaba asta. Și aici găsim și încărcătorul. Știu că ni se promite încărcare rapidă pe hârtie. Hai să vedem ce scrie aici. Avem de face cu un încărcător 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A. Ok, acestea fiind spuse, am văzut ce este în cutia device-ului, pachetul clasic plus niște căști care arată mai bine decât mă așteptam. Și acum hai să vedem cum arată interfața lui TCL Plex. Hai să fim pe limba română. Cred că este cel mai generos concurs pe care l-am făcut până acum. 4 unități de acest gen o să ajungă la 4 câștigători fericiți. O să aveți detalii într-un comentariu din acest articol și din acest material și într-un material text dedicat pe site. Ok, sărim peste etapa asta. În cazul în care vă întrebați, avem de a face aici cu un telefon care măsoară 8 mm în talie și cântărește 192 de grame. Are un ecran IPS LCD de 6,53 inch cu rezoluție de 2340x1080 de pixeli. Aspect 19,5:9 și vedeți aici, avem camera selfie decupată în colț, stânga sus. În rest, un procesor familiar, un Qualcomm Snapdragon 675. L-am tot văzut în ultima vreme pe Galaxy A70, pe Motorola One Zoom, dacă nu mă înșală memoria. Aici este însoțit de 6 GB de RAM, 128 GB de stocare de tip UFS 2.1 și mai avem și slot microSD. Internațional a debutat în octombrie, deci e încă destul de proaspăt. Și cei de la TCL tot experimentează în ultima vreme cu telefoane cu formaturi foarte inedite. I-am văzut chiar încercând la un moment dat
să facă și un telefon pliabil, ceea ce nu-i puțin lucru. Baterie de 3820 de mAh, iar camera din față este una de 24 de megapixeli. Ok, multe setări pe care nu am mai văzut pe alte telefoane, finalizați și iată-ne în interfață. Voilà. Ușor personalizată față de experiența Android obișnuită și aplicațiile sunt organizate într-un mod inedit. Trecem acum în spate, unde vedem camera triplă, care include un senzor principal de 48 de megapixeli, alături de o cameră de 16 megapixeli ultra-wide și una de 2 megapixeli care aș paria că e pentru bokeh. Avem și două blițuri LED și un cititor de amprente. Îmi place foarte mult efectul pe care îl prinde telefonul la lumină, mi-amintește puțin de Aura Glow-ul de pe Galaxy Note 10, ceea ce nu e rău. Filmează și 4K, are și Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, de asemenea USB-C și NFC din câte știu, încărcare rapidă și Android Pie, dar hai să confirmăm treaba asta. Sistem, aplicații, despre telefon, aici vedem procesorul, dotările la capitolul cameră, RAM-ul și versiunea de Android, Android Pie. Hai să vedem cât de luminos merge dat ecranul. Chiar mi se pare inedită interfața asta, în sfârșit ceva diferit față de toate UI-urile cu care ne-am tot jucat până acum. Evident, ca de obicei, o să intru foarte rapid în cameră. Interfață simplă, alb-negru, automat, video, portret, super nocturn. Asta o să fie un mod interesant de testat. Și la secțiunea mai multe avem cucetinitorul, filmare lentă, expunere lungă și panorama. Mai sunt multe descoperiri la acest terminal, o vom face în zilele următoare, pentru că mi se pare foarte bună oferta pe care o găsiți la Orange. V-am zis, pachetul Orange Love, 3 servicii, telefonie, televiziune, internet prin fibră, 0 euro plătiți pentru acest telefon, plătiți apoi abonamentul lunar și primiți și un televizor gratuit, iar noi vă dăm acest telefon la concurs. 4 bucăți, 4 câștigători. O să avem un articol despre device în care o să vă explicăm ce trebuie să faceți pentru concurs. În principiu, o să lăsați un comentariu la acel articol și apoi vă tragem la sorți mai multe detalii în linkul din descrierea acestui clip. Acum câteva impresii despre terminal și până una alta să intrăm și pe mobilisimo.ro. În prima fază am crezut că are un fel de breton lateral aici sus, dar acum îmi dau seama că este mai degrabă o cameră selfie decupată în ecran și mă intrigă camera din spate și interfața. În primul rând, amplasarea este interesantă, cu blițurile flancând camera, apoi aceste reflexii îmi plac foarte mult, iar telefonul este foarte ușor, pentru aproape 200 de grame, îl simt foarte ușor în mână. Construcție premium, aș spune la prima vedere, dar rămâne să investigăm dacă e sticlă sau nu. Aș paria pe sticlă, totuși, cum să faci plasticul să arate atât de bine. În rest, interfața asta mi se pare inedită, după cum am spus, aplicată peste Android Pie. Văd că sunt multe widget-uri, multe date, te bombardează cu date și treaba asta este destul de utilă. Netflix la posturi, pentru așa un ecran mare, este util pentru a savura filme și seriale. Un ecran destul de luminos, mă înțeleg bine și cu ergonomia telefonului, nu pare să fie prea alunecos și cu mai multe detalii o să revenim după ce îl testăm. Rețineți oferta Orange Love, am tot zis de ea, mi se pare prea bună, telefon pe care îl plătești 0 euro, tele și cu televizor și cu 3 servicii de la Orange România. Cam atât la noi. Acesta a fost unboxing-ul lui TCL Plex. La revedere!